Ne-am întors, prieteni, ora 13. Rămânem împreună aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM, pentru alte 45 de minute, în care alături este în continuare Dan Marinache. Vom continua, Dan, periplul. Mergem în vizită telefonică la multe echipe de Liga a doua în această perioadă, în care unele dintre formațiile de care vorbim au trecut deja la etapa jocurilor de verificare. Unele în cantonament, altele deja meciuri amicale. În general, așa cum se obișnuiește, ai văzut și la fotbalul mare, unde și tu ești obișnuit, primele meciuri sunt astea mai ușoare, mai modeste, mai să testăm, să câștigăm, să luăm moral, nu? Cam așa ceva. Da, cam asta e rețeta. Întotdeauna adversarul pare să fie un pic mai jos, adică tot mai, să-l batem. Tot mai bun de bătut, așa. Contează și aceste meciuri amicale, pentru că e perioada când se încearcă diferite strategii, diferite sisteme de joc, jucătorii au minute, antrenorii caută să găsească cea mai bună formulă. Aceasta e perioada, practic, când se coace oțelul, practic. Da, iată că și Gloria Buzău, ultima echipă care a început pregătirile pe data de 29, de astăzi echipa se mută la Poiana Brașov, noi vom încerca să-l prindem pe Auraș Brașoveanu, președintele grupării buzoiene, și Andrei Prepeliță preferă, iată, Poiana Brașov. E și o zonă, Dan, acolo foarte bună, pentru că ai și multe echipe la pregătire. Sunt, din fericire, și terenuri. Ba, pe la Terlungen, pe la Ghimba, pe la Râșnă, pe găsești unde să joci. Adversari ai? Condițiile sunt bune, prețurile cred că da, da. Așa că merită. Da, vezi, până la urmă rețeta asta montană funcționează, cel puțin la nivel de Liga a doua. Bateriile se încarcă corespunzător. Da. Vom vedea noi în campionat. Da. Acolo sus, la munte, am spus, practic, e o expresie atât de folosită aceasta, dar bateriile se încarcă și oamenii merg pe drumul bine știut. Asta al pregătirii montane, în care fotbaliștii aleargă, se varsă plămânii, se mănâncă ficații, da, asta. Dacă scopul e unul nobil, adică da, o prezență agreabilă în campionat, merită toate eforturile. Cum e vorba aia maximă, aia fotbalistică, cu cât mai greu la antrenamente, cu atât mai ușor la meci, nu? Da, 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 practic. Ai fost, Dane, în cariera ta de jurnalist, ai fost în multe cantonamente să urmărești echipe, să... Da, 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 am petrecut... Era milă de jucătorii când alergă pe acolo, da. Da, și practic fotbalul e plăcut când e mingea la picior, știi? Da, eu chiar am reprodus asta cu Fane Nanu, pe care îl știu de foarte multă vreme, mai ales că el a debutat ca antrenor principal la Câmpina. Când a antrenat pe Minerul Motru, venea în cantonament la Sinaia, știi? Și mă invita mereu pe acolo, hai pe la mine. Și normal, foloseam prilejul și m-a dus la niște antrenamente. Băi, Dana, i-a alergat pe băieții aia, făcea niște pante pe acolo, vai de capul meu. Și eu ziceam, bă, mister, ai medicamentație, ai vitaminizare, ce sunt alea? Băi, da, îi ținea pregătirea aia fizică, alergau aia în campionat, îi dominau adversarii fără doar și poate, dar astea erau metodele, știi? Da, acum cred că s-au mai schimbat ele, nu mai e chiar așa. Destul de basic metodă. Da, 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 da. Presiune, alergă, da, alergă, alergă. Exact. Mai se găsea și cu mingea, alergau aia 8, aveai vreo 2 așa care mai știau și cu mingea, 1-0, 3 puncte și la caserie, cum era maxima aia fotbalistică. Acum nu mai e la caserie, că acum îți trimite banii pe card, da, clubul, nu? Da, și până la urmă au trecut și vremuri în care Titi Teașcă, Dumnezeu să-l ierte, punea să culești de nisip la glezna jucătorilor, da, dacă am citit bine, nu știu. Da, da, eu mi-aduc aminte, tot dacă ai citit, mi-aduc aminte pe vremuri, când eram și mai mic, la un meci la Boldești, era o echipă, Gloria Cornești, dacă ți-aduci tu aminte. Da, da, da. Am fost și eu la un meci acolo, patronul, bine, fiecare partid acolo era o sărbătoare, în mijlocul tribunei era o masă, era un ospătar care servea tot timpul, adică niște chestii incredibile. Și am prins echipa asta la un meci în deplasare, la Boldești, unde era și Titi Teașcă la meci. Și îl întreabă cineva, zice, domnul Teașcă, ce părere aveți de echipa asta Gloria Cornești? La care se întoarce dânsul, ăștia, mă, ăștia din 5 partide fac 7 blaturi. Și după aia mi-am aduc aminte la meciul ăla, o fază din asta de atac, așa, la 1-2, și zice dânsul, se întoarce către cei din spate, care era prin primele rânduri. Au zis, domnilor, în faza de finalizare, 1-2 o să joacă sub firul ierbii. Adică niște maxime de-astea incredibile care făceau așa deliciul celor, da, prezenți acolo. Neatitia a fost care... o prezență deosebită.
au fost niște oameni care au suspinat din greu după antrenamentele lui, dar... Erau utile. E bine, acum, Dan, da, mijloacele astea moderne de înregistrare, ai văzut asupra efortului, adică antrenorul sau preparatorul sau cei care se ocupă de acest segment știu foarte bine unde jucătorul se află. Adică mai e nevoie de încărcătură fizică, nu mai este nevoie sau cât sau ce și cum. Acum totul este mult mai modern. Înainte mai tăiau turele alea pe acolo, ai văzut? Mai, da, da. Era, mai puneau oameni pe parcurs, pe traseu, să nu fure, știi? Adică... Da, da, și pe vremea junioratului la Petrolul, când fiul meu avea de parcurs distanțele astea atât de lungi, se punea o bandă așa ca la poliție, care nu, practic nu-ți permitea să furi, deci a înconjurat terenul și oricum ai fi vrut, n-aveai cum să depășești banda. Da, astea erau regulile. Da, da, asta apropo, da, prieten, de pregătirea fizică, care este una foarte importantă și la nivel de Liga a doua. Probabil că e mai important aici, vorbim clar de calitate, nu? La nivel de Liga întâi, spațiile sunt mai erisite, glezna mai fină a jucătorilor. Aici trebuie să bagi și material, și forță, și de toate, pentru a reuși să te impui. Nu că n-ar fi și calitate, nu? La Liga a doua. Găsim și aici destui jucători interesanți care pot compensa, nu, și această parte tehnico-tactică. Asta absolut, dar uite, mă întreb oare cum o fi Poiana Brașovul unde merge Manchester City? Da, 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 da. Sau, dacă merge, sau, nu, ce? Asta zic, dacă funcționează acest, da, lucru. Da, mă, Dan, acolo vorbim de echipe și jucători uriași. Bine, și la noi acum. Adică ce fac ei ca să se mențină? Să fie atât de puternici, atât de rapizi și uite, lucrurile să funcționeze atât de bine. Uite, spun că la următoarea noastră întâlnire aici la Metropolitan, sunăm pe cineva de acolo, căutăm numărul și ne interesăm exact la sursă. Doamne, cum e pregătirea fizică la voi? Unde mergeți pentru a face aceste antrenamente cu caracter fizic pe care echipele noastre de Liga a doua le fac în acest moment, cu 5 săptămâni înainte de startul oficial al unei competiții care se anunță, dragi prieteni, în direct aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM, extrem, extrem de interesantă, cum îi place lui Daniel Nazare să spună, băi, 14 echipe din 20 spun că vor play-off-ul. Foarte bine că spun, da, să și reușească cele mai interesante dintre ele. Păi mă, Dane, de ce să pleci la drum acum, zic și eu, cu un obiectiv de ăsta minimal? Vezi, au fost și realist trebuie să fie, an, da, la rând în care în Liga 1 o singură echipă declara, una singură, declara, da, că vrea titlu. Deci una singură, da, declara. Da. Și care nu-l lua. Exact. Una care declara și nu-l lua. Da, exact. Cei care tăceau, care erau mai discreți așa, treceau primii linia de sosire. Da, uite acum, vezi, la Liga 2 sunt ambiții declarate, cum spuneam, multă lume își dorește promovarea, pentru că promovarea și prezența în Superliga înseamnă enorm. Da, hai să mergem la o echipă care clar vrea să ajungă în play-off, nu poate fi altfel. La Slobozia, te salutăm, Adi Mihalcea. Vă salut și eu, bună ziua. O primă bună mișcare, înțeleg, astăzi așa mai ușoară, de început, de tatonare. Băieții au nevoie de moral, nu? Cam așa ceva. Da, venim după 10 zile de pregătire. De fapt, al doilea nostru test am jucat și miercuri cu o echipă de Liga 4 de aici, Slobozia, o fost campioană din Reul Ziceni. Și am vrut să vedem cum se mișcă, în primul rând, băieții după un ciclu săptămânal. Plus, am avut câțiva jucători în probe și, bineînțeles, că am vrut să ne edificăm asupra potențialului lor. Și ne-am edificat, Adi Mihalcea? Cine a rămas? Câți, da, au rămas? Da, da. Ne-am edificat, da. Unii dintre ei au corespuns, alții, din păcate, nu. Dar suntem pe drumul cel bun. Suntem și în negocieri pe lângă copiii under de care avem nevoie și cu jucători experimentați și chiar suntem aproape de a finaliza două transferuri destul de importante. Păi cam asta văd eu acum, Adrian Mihal, ce politică la Slobozia. Testăm jucători tineri, facem ce facem, dar loviturile vin pe de altă parte. Publicul se uită așa, bă, ce jucători tineri. Și când semnează un cojocari din echipa națională a Moldovei sau țintele de care spuneai, parcă ridicăm așa puțin nivelul și la acest capitol al transferurilor. Păi, vedeți și dumneavoastră câte mișcări s-au efectuat în acest mercato de Liga 2 și credeți-mă că sunt speriat cum se reculează și atunci noi nu vorbim prea mult, încercăm să facem, avem niște
puncte, niște poziții pe care trebuie să le acoperim și căutăm în limita bugetului nostru acești jucători. I-am și găsit, veți vedea, săptămâna viitoare, cel puțin doi jucători care au meciuri importante în play-off-ul Ligii a doua. Păi înseamnă, Adi Mihalcea, da, play-off-ul Ligii a doua, iată acest cojocare, înseamnă că bugetul chiar permite, în limite rezonabile, adevărat, la Slobozia acolo, trebuie să ții pasul cu celelalte echipe care probabil au mai mulți bani, însă inspirația lui Ilie Leonaru și a lui Adi Mihalcea ar trebui să iasă învingătoare din această luptă. Da, într-adevăr, nu ne batem, sincer, la buget cu cel puțin 4 echipe în momentul de față și chiar și mai multe. Avem, dar noi suntem pe eficiență și nu o să avem, într-adevăr, un lot foarte numeric, dar vom avea jucătorii cu experiență care vor acoperi, v-am spus, aceste poziții. Și poate prin organizare, prin determinare, prin voința noastră, prin ceea ce vrem noi să redevenim, că anul trecut am cam bătut apasul pe loc, o să reușim să ne ridicăm la același nivel cu aceste echipe cu un buget mai mare. Da, săptămâna viitoare alți doi jucători și probabil că se cam închide, nu, Adi Mihalcea, lista de achiziții, doar dacă mai pică vreun transfer așa, realmente spectaculos, așa cum pare să fie acest Serafin Cojocari. Să-l vedem însă, evident, pe gazon de la Naționala Moldovei, la Unirea Slobozia. Da, vor mai fi. Uitați, haideți că vă dau un nume. Haideți să ne vedem. Din cele. Pacionel. Da, interesant. Interesant. Da, este un jucător cu care noi am stabilit toate detaliile și semna băiatul și semna viitoare va fi cu noi. Un jucător cu experiență, cel puțin în ultimii ani de promovare în Liga 1, că practic el la echipa unde a evoluat 2 ani, Ștefan anul acesta a promovat. Deci suntem încă în căutări, și chiar dacă vor veni acești doi jucători, nu, lista nu s-a închis, mai avem nevoie de a ocupa unele poziții sau de a dubla unele poziții. Un campionat de Liga 2 sau cel puțin prima parte necesită un lot valoros, nu doar o echipă. Știu acum ceea ce rețeta. Da, știu ceea ce înseamnă o luptă pentru play-off și cam aici se rezumă toate discuțiile. Dan? Sunt Dan Marinache, colegului Ionel, și aș vrea să te întreb dacă, îmi pare bine, dacă Unirea Slobozia și-a fixat un obiectiv pentru sezonul următor, având în vedere că eu personal am rămas plăcut impresionat în urmă cu 2 ani, când tu ai fost la conducerea echipei, cât de bine a mers sezonul pentru Unirea, față de anul trecut, când lucrurile au fost un pic mai dificile. Acum, sincer, și anul trecut au fost la un pat. Aveau nevoie de o victorie în ultima etapă și erau în aceeași poziție ca și acum 2 ani cu mine la timonă. Adică n-a fost un sezon de la prost. Da, n-a fost o diferență mare, să spun. Au picat un pic pe final sau au pierdut tinturate pe final. Ne dorim play-off-ul. Deci, practic, ăsta este obiectivul nostru primar, play-off-ul. După, ne vom fixa cu totul alt obiectiv. Dar nu putem să declarăm locul 4, locul 5, promovare într-un moment în care noi suntem axați, focusați pe play-off. Că acum, exact poate ca și anul trecut, nu vor mai fi echipe foarte valoroase, dar văd echipe sau văd un pluton de echipe care se vor bate pentru play-off, pluton care, cred că, în care vor fi 10 echipe cel puțin. Da, investiții, cam jumate din echipe. Da, ceea ce face da. Ca și campionatul ăla din Mihalcea să fie unul foarte, foarte atractiv, cu Unirea Slobozia, probabil, jucând un rol important. 5 săptămâni până la start, suntem în grafic acum. Ce urmează, Adi Mihalcea, pentru Unirea Slobozia? Urmează încă o săptămână de pregătire la Slobozia, cu un joc amical sâmbătă, cu siguranță în jurul București sau chiar în București, cu Chindia Târgoviște. După care un stagiu centralizat la Brașov,
cu 3 meciuri amicale și ultima perioadă de 2 săptămâni iarăși local pregătim începutul sezonului. Deci, și așteptăm cu emoție tragerea la sorți, că Adi Mihalcea contează din acest punct de vedere foarte mult și primii adversari, nu? Contează, ținând cont că se joacă doar un meci, contează enorm de mult unde joci cu anumite echipe, într-adevăr. Exact. Emoție așteptăm și tragerea țintarului. Deocamdată însă noi așteptăm, pe Pacione l-am cunoscut deja, Cojocari este deja acolo, săptămâna viitoare vom vedea o altă sau două achiziții importante. Adi Mihalcea, mulțumim foarte mult, spor la treabă! Eu vă mulțumesc! Mulțumesc, toate mulțumesc. Cele bune! Toate cele bune! Mulțumim foarte mult, Adi Mihalcea, mai invităm pe aici pe la noi, dar este foarte, foarte greu acum că sâmbătă Dane, meciuri amicale, până începe nou sezon, cantonamente... Păi trebuie să mergem noi așa, să facem emisiune acolo, în cantonament. Absolut. Direct la fața locului. Păi dacă merge la Brașov, avem vreo 7-8 echipe. Iată că și Unirea Slobozia tot acolo merge la Târn Lungeni, locația tradițională. Da, vezi, rețeta Brașov. Rețeta Brașov, Adi Mihalcea care na, a fost Chindia, Buzău, Slobozia. Adică e unul din antrenorii care are de lucru, care nu stă foarte mult. După ce se desparte de o echipă, are căutare. Nu? Da, da. Cum să spun, eu chiar... am rămas impresionat de acel sezon făcut de Unirea Slobozia cu Adi Mihalcea. Echipa dezvolta un joc foarte plăcut ochiului. Era o echipă ofensivă, crea ocazii, juca de la egal la egal. Stai puțin, Dane, crea fotbal, cum zice Gica Hagi. Da, crea fotbal. Da, crea această fotbal, maximă deci... fotbalistică a lui Gica Hagi. Creăm fotbal. Creează, campioana creează. Da, da. Și cum am mai spus, Hagi poate fi un model în tot ceea ce face. Și pentru Liga a doua? Absolut. În primul rând, poți să înveți întotdeauna de la cei mai mari. De la nu, cei asta mai buni. Vrei, da? Adică să și poți aplica, să spun, chestiile astea. Uite, eu vorbeam că a fost acum la meci la Breaza, partida retur dintre Tricolorul Breaza și Dacogetica București. Și în tribuna acolo la meci, tu știi foarte bine, poate și unii dintre cei care ne urmăresc, Florin Stăncioiu, antrenorul care promova Breaza în Liga a doua. Și el spunea, băi, e primul baraj pe care Breaza îl câștigă acasă, pentru că în Liga a treia s-a promovat la Brașov, era Constantin Ronta, antrenor 2-0 cu Tractorul Brașov, iar mai apoi la Râmnicu Sărat și la Buzău. Și ne aduceam aminte împreună, zic, nea Florine, mai știi cine era antrenor atunci, la Viitorul? Cătălin Anghel, care e de 10 ani acolo. Da, practic. Mâna dreaptă lui Gică Hagi. Da, deci n-a plecat nici... O, da, a plecat vreo 2-3 luni sau cea de genul ăsta. Adică iată ce spuneai de Gică Hagi și de acest proiect. Antrenorul, ca și antrenorii. Cristi Sava e pe acolo de vreo 5-6 ani. Fane Preda e de vreo 5-6 ani. Da. E un staff complet. Deci e un staff complet format din o mulțime de oameni care știu foarte bine ceea ce trebuie făcut. Deci acolo fiecare are... un rol bine stabilit și trebuie să și-l facă la 200%, nu la 100%, pentru că așa sunt lucrurile învățate la Viitorul, la Farul. Așa da, se admite Hagi. Când intri acolo pe poartă, la trebuie ei... Trebuie să știi toată chestia asta. Îi vom vedea Dan Marina, că la Ploiești, sâmbătă seara, Supercupa României, Farul Constanța, Șep și OSK. Și mi-aduc aminte o altă finală de cupă, dacă nu mă înșel, a Farului, că vorbeam de Fane Preda de această dată, cred că nu se mai întâmplă. Era vorba de titularizarea portarului atunci cu Cojocaru sau Tordai în partida aceea de finală de cupă, știi? Păi și a fost o finală de cupă în care Gică Hagi l-a schimbat pe Cojocaru, da, cu... pe care l-a propus Fane Preda. Și la pauza acelei partide Cojocaru greșise prima repriză. Da. A greșit la golul lui Alibek. A la golul lui Alibek, da. Liberă. Pe colțul lui un șut puternic. Da. Dar... Și la pauză l-a scos Gică Hagi și l-a introdus pe Tordai. Băi, de-aia l-a certat pe Fane Preda pe banca tehnică acolo, vai de capă. Nici nu l-a lăsat să încălzească portarul de rezervă. Știi? Și ne povestea Fane Preda, zice, ca să ne dăm seama totuși că vorbim puțin prieteni până când găsim un alt telefon, de ceea ce înseamnă această echipă campioană. Și spunea Fane Preda, ce bă, după meci, ceartă acolo cu tare și îmi spune Gică Hagi mâine la birou. M-am dus la hotel să-mi fac bagajul și eram sigur că mă dă afară. Ei bine, ce face Gică Hagi? Discută, bărbătește, prietenește acolo, lămurește niște lucruri și prelungește contractul. Da, până la urmă... Uimitor, adică, serios, bă, făcuse geanta decât să mă duc să-l salut și să plec, știi? Da, da, vezi, Hagi, puterile lui Hagi sunt întotdeauna... adică, cele care se petrec în timpul meciului sunt...
instinctuale și întotdeauna pare că găsește soluția. Deci el citește cel mai bine, știi? Nu, nu o spun eu, o spun rezultatele și uite, am avut o discuție, un apel telefonic cu un fost jucător al Farului, campion al României, Jeremy Corinus, care și-a încheiat contractul cu Chindia și mi-a spus despre Hagi că e omul care citește cel mai bine joc. Da, revenim și haideți să-l mai regăsim și pe Dacian Nastai, tehnicianul Unirii Dej. Bună ziua, domnule Nastai! Bună ziua! Vă salut! Cum merge treaba, domnule Nastai? Am început pregătirile, au început și jocurile amicale, multe noutăți, suntem în grafic? Suntem în grafic pentru ceea ce ne-am propus în această săptămână, din punct de vedere al jocului care dorim să-l propunem. Am realizat multe lucruri bune. Sigur că urmează să discutăm și să lămurim în perioada cantonamentului și alte aspecte legate, în special de faza defensivă. Dar pentru ce s-a lucrat, eu sunt foarte mulțumit. Campania de achiziții este una numeroasă, domnule Nastai, la acest nivel, la numărul de jucători aduși și vă înscrieți printre protagoniste. Evident, căutați calitate. Cum s-au încadrat nou veniții, mulți dintre ei adevărat pe care îi cunoșteați? Am fost nevoiți ca să facem achiziții pentru că au plecat 12 jucători. Unii au revenit la cluburile de unde au fost împrumutați, alții au făcut pasul spre Liga a doua. Avem și jucători care, sigur, trebuie să-și vină și după perioadele în care au avut mici accidentări. Și astfel a trebuit să aducem jucători. Jucători, în primul rând, acei under, mici și under mari, după care aleargă toată lumea cu disperare în acest moment. Și cred că am făcut achiziții, nu cred, sunt sigur că am făcut achiziții bune, atât la under, cât și la jucătorii care au venit pe poziție de seniori. Da, pe de altă parte, domnule, asta e o realitate evidentă la Unirea, deci este faptul că lotul nu mai este atât de omogen. Chiar și un antrenor cu experiență și cu licență pro, ca dumneavoastră, nu cred că are o misiune ușoară de a aduce echipa, încă din primele etape, la nivelul pe care fanii l-așteaptă. Pentru că echipa anul trecut a fost pe un frumos loc în Liga a doua, așteptările sunt mari. Dar realitatea este că în acest moment este nevoie de timp pentru a omogeniza jucătorii care au fost anul trecut cu jucătorii care vin. Avem 5 săptămâni la dispoziție, 5 săptămâni în care trebuie să reformăm din punct de vedere al relațiilor acea familie și trebuie să reformăm acel joc, model bun de joc care a fost anul trecut. Da, pe de altă parte, nu putem să nu legăm venirea unor jucători de la FCSB de prezența dumneavoastră, domnule Nastai, pe banca Unirii Dej. Fiecare antrenor încearcă să-și apropie lângă el jucători, în primul rând, pe care îi cunoaște, jucători în care are încredere, jucători cu care a lucrat. Eu am lucrat cu o parte din acești under la Academia la FCSB, am încredere în ei și sunt sigur că se vor integra foarte frumos în această familie la Dej. Da, pe de altă parte, atent acolo, zi de zi, la pregătirea echipei dumneavoastră, urmăriți, că așa vă știu și cu siguranță așa ați rămas, un atent privitor și la celelalte grupări. Sunt multe nume interesante, domnule Dacian, astea care fac deja din stagiunea care debutează peste 5 săptămâni, un campionat, spunem noi, extrem, extrem de atractiv. Cred că urmează un campionat, poate chiar cel mai atractiv, pentru că au retrogradat și Mioveni și Argeșu. Deci două echipe de prima ligă. Și Chindia. Și Chindia, exact. Este prima dată, dacă eu mi-aduc aminte, când sunt trei echipe. Apoi a promovat Hunedoara, care este un oraș de tradiție, Reșița, care este din nou un oraș de tradiție. Și plus faptul că la foarte multe echipe sunt antrenori care au fost în prima ligă. Antrenori care au o imagine, antrenori care au posibilitatea, dorită imaginilor, să-și aducă jucători cu experiență din prima ligă. Da, iar noi de-abia așteptăm duelul între experimentatul Dacian Nastai și mai tânărul, Dragoș Militaru, Unirea Dej Chindia Târgoviște, va fi spectaculos. Cine știe când se va juca această partidă, vom vedea la tragerea la sorți. Cantonamentul de lune Nastai pe plan local, bănuiesc, Unirea Dej. Rămânem pe plan local pentru că este nevoie, cum ați spus și noastră, de omogenitate și asta putem să obținem în primul și în primul rând având calitate pe terenul pe care ne antrenăm. Și atunci am hotărât decât să plecăm undeva și să nu dispunem de un teren să ne putem antrena atât cât ne dorim, am preferat să rămânem pe plan local.
Vă dorim spor la treabă, domnule Nastai, urmărim atent ce se întâmplă în continuare la Unirea Dej. Spor la treabă! Vă mulțumesc și mulțumesc, zi frumoasă! Zi bună! Nacian Nastai, un antrenor cu experiență, Dan Marinache, care iată merge acolo la Dej, în locul mai tânărului Dragoș Militaru, care prinde Chindia Târgoviște. Era cam ultima variantă a lui Dragoș Militaru de a funcționa ca antrenor principal în noul sezon. Ai văzut că a recunoscut Edi Stăncioiu că nu Dragoș Militaru a fost primul pe listă, dar cel mai important, el a fost alesul. Să-l vedem pe Dacian Nastai, câțiva jucători interesanți. Victor Stankovic, capitanul echipei naționale Under 18, pleacă de la FCSB la Unirea Dej. Da, un jucător lansat la Ploiești, da, de gruparea Petrosport, cumpărat apoi de FCSB, iată, ajunge la Unirea Dej și are împrumut, împrumut. Împrumut, că da. Că și Miranzi, băi, l-au luat definitiv, adică nu cred că putea da. Scăpa FCSB da, un astfel de jucător. Probabil un jucător pe care domnul Nastai îl cunoștea foarte bine. Eu rămân cu impresia pe care domnul Nastai și echipa lui de atunci a lăsat-o atunci, a lăsat-o în ultima etapă, da. Un joc, zic eu, bine organizat al Unirii Constanța, pe un teren greu, cum e cel de la Chiajna, erau parcă Mirko Igbanovski și Gabi Tamaș în echipa adversă, dar oamenii tineri de la Constanța au făcut un meci bun și chiar au câștigat. Un merit important avându-l portarul. Portarul care acum a trecut la Chindia de la Unirea Constanța, de Moroz. Da, spui, exact. Care acum a trecut la CS Tunari, rămâne în Liga a doua, Sebastian Moroz. Nu mai știu dacă mai e legat de contract cu Petrolul, cred că nu mai este. Cred că nu. Așa, el a semnat cu CS Tunari, unde îl știa foarte bine Florin Stângă. Vezi tu, Dane, cum e, știu eu chestia asta, trebuie să ai și șansă în viață. Adică absolut. Șansă. Te cunoaște antrenorul. Dacă nu era Florin Stângă la Tunari, care îl știa pe Moroz de la Astra, nu știu dacă îl lua la Tunari, CS Tunari lua pe Moroz, nu? Da. Adică sunt situații din astea de care te poți lega, să sperăm că va fi bine pentru ambele părți, știi? Asta e când... Absolut, dar la acel meci la Chiajna, Moroz, dacă spun senzațional, e puțin. Da, și un portar destul de mic, așa, scund, așa, care da, apărase totuși... foarte bine și la Astra. Exact, fără o statură, talie deosebită, da. Dar cu niște reflexe și o prezență de spirit incredibilă, Sebastian Moroz. Hai să mergem și pe la Reșița. Avem plăcerea de a saluta pe domnul Călin Cheregi, tehnicianul echipei CSM. Bună ziua, domnule Cheregi! Bună ziua și mulțumesc pentru invitația de a intra în direct cu dumneavoastră. Iar noi vă mulțumim pentru această oportunitate. CSM Reșița revine, domnule Cheregi, în lumea mai bună a fotbalului românesc. Vom fi împreună sezonul care urmează aici la Metropola TV și Sport Total FM. Cum au început pregătirile? Cum se desfășoară ele acum? Da, suntem după prima săptămână de pregătire, să spun așa, de reluare a antrenamentelor, în care am avut o săptămână mai mult de evaluare a potențialului fizic, să vedem exact cum ne situăm. Din punctul meu de vedere, lucrurile decurg conform planificărilor, ceea ce ne dă încredere că perioada care urmează este bine, bine structurată în ceea ce ne propunem ca să lucrăm. Omogenitatea, domnule Cheregi, la nivel de lot, evident că orice grupare care promovează sau care începe un alt sezon are nevoie de întăriri. La dumneavoastră am văzut că nu schimbați foarte mult și pare normal lotul, dar aveți și câteva plombe, sperați dumneavoastră și suporterii, de bună calitate. Da, într-adevăr, după cum bine ați menționat, încercăm să consolidăm lotul cu câteva transferuri care să aducă plus calitate, dar în primul rând încercăm să integrăm cât mai repede în grup, pentru că am format un grup frumos aici la Reșița, cu niște jucători dispuși la efort și la sacrificii pe plan profesional. Concomitent cu proiectul nostru care prevede creșterea și educarea copiilor din centru, și de aceea am identificat juniori de 2007-2008 care s-au alăturat acestui proiect. Deci mergem în continuare pe cele două paliere, să spun așa. Da, oricum se anunță, domnule Cheregi, o întrecere extrem de puternică, iar CSM Reșița, ca și alte echipe, are nevoie de un lot competitiv pentru a vă atinge obiectivul. Da, într-adevăr se anunță un campionat foarte disputat, cu o campanie de transferuri foarte interesantă. Ceea ce, clar, aștepta un campionat greu, suntem conștienți și ne dorim cu toții ca să facem o figură cât mai frumoasă. Da, iată că pretențiile sunt mari, domnule Cheregi, pe lângă o serie de nume interesante acontate, iată că echipa pe care o antrenați are parte și de condiții, cel puțin decente, dacă nu foarte bune,
plecând într-un cantonament în străinătate. Nu multe echipe de Liga a doua fac acest lucru în această vară. Din punct de vedere administrativ și economic, situația este echilibrată, să spun așa. Avem o susținere serioasă locale care apreciază ceea ce facem și drept dovadă ne-a răsplătit cu un cantonament în străinătate în care încercăm să legăm cât mai multe jocuri pentru a putea consolida relațiile de joc cât mai bine. Nu ascund faptul că și la baza proprie avem condiții bune, chiar de Liga 2, dar am luat decizia de a ieși puțin din zona stadionului, să spun așa, pentru că un an de zile am uzitat stadionul non-stop cu cantonamentele, cu terenul care l-avem și cred că avem nevoie puțin de a ieși din Reșița în acest moment. Oricum, domnule Cheregi, un atu important al echipei dumneavoastră în stagiunea care începe pe 5 august este și publicul mereu alături. Fanii de-abia așteptau revenirea în Liga a doua și veți juca probabil etapă de etapă cu stadionul plin. Da, vreau ca să vă spun că avem parte de niște suporteri incredibili care sunt alături de noi atât la antrenamente cât și la meciuri, dar în același timp un public foarte pertinent care evaluează foarte bine rezultatul, evoluția jucătorilor, deci sunt niște oameni care efectiv pricep bine fenomenul, sunt alături de noi și ca și așa să vă spun o noutate, săptămâna viitoare avem un meci cu Tarat și s-a anunțat un număr destul de impresionant de spectatori la acest meci. Domnule Cheregi, urmărim atent ce se întâmplă la CSM Reșița, așa cum spuneam și la începutul intervenției dumneavoastră, vom colabora atent pe tot parcursul sezonului care urmează. Spor la treabă, domnule Călin Cheregi. Vă mulțumesc frumos și oricând cu mare drag sunt deschis pentru a relata ceea ce se petrece la CSM Reșița. Mulțumim foarte mult. Călin Cheregi, prieteni, antrenorul echipei CSM Reșița. Iată că vorbeam de Al Marinache, de o echipă UTA care a ales în această vară, cred că pare să fie singura din peisajul primării, să rămână doar în țară. UTA care evoluează diseară de la ora 18 într-o partidă amicală cu o altă divizionare secundă, Corvinul Hunedoara, iar săptămâna viitoare trupa lui Mircea Renic dă replica celor de la Reșița, evaluează adversari de Liga a doua UTA. Unde era să ajungă? Da, până la urmă Mircea Renic va continua un nou lot la UTA, până la urmă meciurile acestea amicale au rolul de a omogeniza, de a crea relațiile de joc și alegerile par normale. Uite, sunt două nume importante, Reșița și Corvinu, care au revenit în Liga a doua și care deja, vezi, stârnesc un interes, zic eu, important, pentru că, uite, Chindia a avut 1000 de spectatori la reuniune. Așa, 1000, dar hai să zicem jumate, așa. 500, să spunem. Tot 500. E important, da. Sunt 500 de oameni care au venit la antrenament la o echipă care a retrogradat. Uite, domnul Cheregi a pomenit de fanii Reșiței care vin la antrenament înainte de meciuri și deja, uite, se anunță această prezență importantă la meciul amical cu UTA. Gândește-te și la Hunedoara cum va fi deja. Vezi, lucrurile încep să devină interesante. Liga a doua nu mai e chiar de neglijat, să spun așa. Da, oricum, cred că dacă calitatea fotbalistică, nu suntem foarte siguri că va crește, urmărim atent acest lucru, la nivel de spectatori, campionatul care urmează va aduce un plus, pentru că aceste echipe, Ceahlăul, Corvinul, CSM Reșița, de ce nu Alexandria, care va juca la turnul Măgurele, ba și Tunariul, care are capacitatea stadionului de peste 1000 de locuri, vor juca probabil cu foarte mulți fani în tribune. Nu mai spunem de Chindia, care a retrogradat, nu mai spunem de Argeș, că și acolo, chiar dacă fanii au fost supărați, ei vor veni lângă echipă pentru a merge din nou împreună. Plus că la Mioveni stadionul e oarecum mai mic, mai familiar. Da, hai să mai mergem și pe la Metalul Globus, pentru că n-am mai fost deloc în ultima perioadă, i-am lăsat pe cei de acolo să lucreze atent. Ce s-a întâmplat, ne spune Sebi Tudor. Te salutăm, Sebi, bună ziua! Bună ziua și bună ziua! Ce facem la Metalul Globus? Ce noutăți avem? Cam discreție, Sebi Tudor, asta să fie arma succesului în nou sezon? Da, așa suntem noi mai discreți la Metalul Globus. La noutăți nu prea avem prea multe în acest moment. Am reușit să transferăm 3 jucători decât în acest moment. Mă refer la Iacob, la Raul Avram și la Honciu. Și în această perioadă așteptăm.
așteptăm și alți jucători. Evident, Sebitudor, ca antrenorul dorea la acest moment ca lotul pe care l-are la dispoziție să fie în linii mari conturat. Mai avem de lucru. Da, și eu speram asta, dar nu totdeauna planurile care ți le faci înainte să și îndeplinesc. Dar, practic, noi am început antrenamentele din această săptămână. Astăzi am terminat prima săptămână de pregătire. Și mai avem o săptămână de pregătire aici în București, după care, în mod normal, ar trebui să mergem într-o perioadă centralizată. Eu sper și am promisiunea conducerii administrative că în această săptămână vom definitiva lotul în proporție de 80%, pentru că altfel vor putea apărea probleme. Da, oricum, Sebi, tu ești în permanent contact cu o serie de jucători, știi foarte bine ce se întâmplă și cred că nu pare deloc ușor pentru tine, pentru domnul Burcă, pentru Metaloglobus să țineți pasul cu echipe puternice la capitolul achiziții. Da, este destul de greu. Am avut contact cu foarte mulți jucători. Din păcate, pentru noi, la momentul ăsta, vreau că sunt în jur la vreo 10 echipe care, efectiv, nu poți concura cu ele. Și trebuie să ne adaptăm. Trebuie să ne adaptăm, pentru că jucători pe piață au fost, dar la ce am văzut și eu că oferă alte echipe, este destul de greu să poți să convingi un jucător să vină la Metaloglobus. Dar oricum, Sebi, important este pentru noi, ca și pentru voi, evident, că și antrenorul, Sebi Tudor sau altcineva, își dorește o competiție puternică pentru echipa lui, pentru a vedea exact unde te afli. Se anunță, așa cum vorbeam și cu alți oameni de fotbal implicați în Liga a doua, un sezon extrem de interesant, cel care începe la 5 august. Da. Probabil că va fi poate cel mai puternic din ultimii ani, pentru că probabil că acum 3 ani sau 4 ani, nu știu sigur, au mai fost echipe de tradiții, vorbesc când erau și Petrolul și Universitatea Cluj și Rapid. Acum, în acest an, promovarea celor de la Reșița, de la Corvinu cu Nedoara, știu eu, retrogradarea celor de la FC Argeș și Chindia, Târgoviște, sunt echipe care reprezintă orașe puternice și eu spun că competiția va fi foarte, foarte puternică. Da, Sebi, o revelație. O revelație Metaloglobus stagiunea trecută cu tine, acum este clar nevoie de continuitate. Da. Dar v-am spus, noi suntem într-o perioadă de reconstrucție și va trebui să ne repliem foarte, foarte rapid pentru a nu mai avea problemele din trecut. Asta este clar. Da, urmărim, Sebi, ce se întâmplă și săptămâna viitoare, când lotul ar trebui să fie completat de alte câteva nume. Cu siguranță vom ține legătura. Mulțumim foarte mult și spor la treabă! Mulțumesc și eu, o zi bună! Toate cele bune! De la Baia Mare, Dan Marinache, toată lumea e jucător de la Minaur. Doi dintre ei au ajuns, da, și la Metaloglobus. Raul Avram la Metaloglobus. Până la urmă e o mutare care ar fi putut fi anticipată, având în vedere că Sebi Tudor probabil a fost de multe ori pe Ilie Oană, iar Raul Avram... Da, dar cred că el a avut și alte variante, probabil, Raul Avram, portarul. Da, posibil, dar uite, vezi... Pe el l-a convins Metaloglobus, pe alții nu. Da. Fiecare echipă cu armele ei. Absolut. E opțiunea celor de la Metaloglobus, după ce Gavrilaș a mers la Petrol. Uite, poate e interesant de știut... părerea lui Sebi referitor la prezența lui Gavrilaș. Îl vedea titular Sebi, evident, dar nu prea văd acum că a venit portarul, a cunoscut Lucas Zima, da, care pare să plece cu prima șansă la Petrolul acolo. Mai sunt două partide amicale și ne vom edifica. Zima pare să plece cu prima șansă în condiția în care Gavrilaș și Eșanu, al treilea portar, pentru că, uite, e un mercat în care Petrolul a transferat trei portari. Calitate sau cantitate? Rămâne de văzut. Da, hai să mergem, Dan, și încheiem după aceea cu Fane Odorabă, prima săptămână de lucru, primul amical. Care sunt concluziile, Ștefan? Te salutăm, bună ziua! Bună ziua! Acum, chiar acum am terminat primul joc amical, am jucat cu Sport Team, echipa Under 19 a lor. A fost un joc bun pentru ambele echipe. Eu am câștigat, cred că 7-8-1 a fost rezultatul final, 8-1 mai exact. Și cam asta pot să vă zic în momentul ăsta.
Da, poți să ne zici, am văzut, Ștefan, că și voi ați pregătit câteva surprize. Iată Gâdea, un jucător care vine de la echipa fostă campioană CFR. Văd că și CSM Alexandria pare să se adapteze din mers așa la rigorile construirii unui loc competitiv. Da, 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 ușor mor să mai apară câțiva jucători chiar astăzi. Au debutat chiar astăzi, au semnat dimineața jocului. Păi dacă au semnat, spune-ne de cine e vorba, Fane, dacă au semnat. Cană, Nițescu, Finică, funda stânga de la Rapid. A, cel de la Iași, Finică, da, da, care a pățit, da, de Rapid. Da, da, da. Și cam atât momentan. Mai suntem acum așteptăm să semneze și restul și o să-i anunțăm. Încercăm să ne repliem și noi cu jucători de calitate. Mă bazez pe tinerețea lor, pe calitatea lor. Sunt jucători care au jucat la Liga 1 unii și cred eu că cu grupul care l-avem aici format anul trecut o să facem și noi o figură cât putem de frumoasă. Ce va urma, Ștefan Odoroabă, săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare o să avem o săptămână cu antrenamente de luni până vineri și sâmbătă o să jucăm cu cei de la Metaloglobus. Meciul amical la Clinceni, am înțeles. O să vorbim sâmbătă atunci la Clinceni. Deocamdată mulțumim foarte mult, Ștefan Odoroabă. Este mult de lucru și la CSM Alexandria. Mulțumim foarte mult, primul amical Dan Marinache. Ai reținut unul dintre numele vehiculate la capitolul achiziții, Mihai Nițescu. Da, cred că e o achiziție inspirată a celor de la Alexandria. Dacă Mihai Nițescu va fi cel pe care l-am văzut la Blejoi sezonul trecut, eu cred că el va fi un jucător important pentru Alexandria. Este un jucător tânăr, un jucător născut în 2001, trecut pe la echipele naționale. Poate... Care, din păcate, a cam stagnat așa puțin la Petrol, adică unde a jucat puțin. A venit această trecere la Blejoi, unde a prins foarte multe minute, a și marcat. Pare să fie și un pariu, da, celor de la Alexandria. E un pariu. El, practic, Blejoi a avut ai văzut, am vorbit cu Edi Stănciu, o zonă ofensivă stângă foarte bine dezvoltată cu Robert Ternache, jucătorul Petrolului, ca mijlocaș central, cu Nițescu ca winger. De acolo practic venea pericolul în majoritatea situațiilor. Se completau excelent cei doi, iar Nițescu practic într-o poziție nouă, pentru că nimeni nu l-a pus pe Nițescu în acea poziție laterală. El s-a dezvoltat în acea poziție laterală, poate nu face atât de bine faza defensivă, da, dar este un jucător care scoate om din joc, rezolvă 1-1 și în al doilea rând aruncă 4-5 centrări pe repriză care pot fi fructificate. Când ai un jucător ca Mihai Nițescu, nu știu dacă el va repeta la Alexandria... Sau dacă va fi folosit în postura asta. Dacă va fi folosit în această postură, dar chimia dintre Enache și Nițescu a creat multe goluri la Blejoi. Blejoi marcând, având o medie de aproape 3 goluri pe meci, fie și la Liga a 3-a, dar totuși în momentul când ești un performer, indiferent de ligă, eu zic că merită să fii luat în seamă. Da, interesant, pare și că am vrea în achiziția celor de la CSM Alexandria, iată-l pe acest Enrica Finichi, care aparține de Rapid, da, ultima oară la Iași și la Cană, care... Ștefan Cană, fundașul central, care aparține de FCSB. Iată-l pe Gâdea, venit de la CFR, care are 22 de ani, dacă nu mă înșel, și este clar un nume de... Adică Alexandria pare să fi mutat bine la capitolul ăsta. Iată-l și pe Mihai Nițescu, o promisiune cândva la Petrolul, are doar 22 de ani și cu siguranță cred că mai are destule de oferit. Pare să fie interesant această cameră de achiziție a celor de la Alexandria cu jucători în general tineri. Păi uite, vezi, aici poate fi o soluție. Oamenii care nu pot atrage nume, importante. Nume, caut jucători care au foame de performanță. Foame. Exact, da. Foame, ăsta e cuvântul. Deci când aduci jucători cu foame, riști, adică ai șanse să mizezi bine. Și Dan e deloc de neglijat și factorul financiar, pentru că nu un jucător de genul ăsta, este clar că nu este remunerat cu o sumă pe care ar avea-o, de exemplu, nu știu eu, un fotbalist experimentat care vine acum. Da, asta e limpede, dar până la urmă, faptul că Alexandria mută în zona aceasta a tinerilor pe care încearcă să-i dezvolte pentru a obține rezultate bune este foarte important.
Bun, vom discuta în continuare, prieteni, despre ceea ce urmează la Liga. Deocamdată, Dan Marinache și Ionel Luțan, vă mulțumesc pentru cele 3 ore și jumătate petrecute împreună. Noi le mulțumim colegilor din regie și din spațiul tehnic, la înălțime, ca de fiecare dată. Dar, în primul rând, dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit și astăzi, vă dau întâlnire sâmbătă viitoare. Până atunci, rămâneți zi de zi cu Metropola TV și Sport Total FM.